În 14 februarie, o delegație din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din MEAI, filiala Pintea Viteazu Maramureș, s-a deplasat la Sighetu Marmației, unde a avut loc constituirea noii sucursale. La această activitate au fost invitați și chestor de poliție Florin Coman, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, precum și comisar șef Teodor Holdiș, împuternicit adjunct al Poliției Municipiului Sighetu Marmației, iar din partea noii sucursale au fost prezenți 13 membri. După o prezentare a statutului Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din MEAI, filiala Pintea Viteazu Maramureș, de către președintele acesteia, colonel Ioan Ceterchi, și lor de cuvânt din partea invitaților, s-a trecut la alegerea conducerii sucursalei Sighetu Marmației, respectiv a unui birou executiv format din președinte, colonel Teodor Cristea, vicepreședinte, colonel Nicolae Vaida, secretar casier, personal civil Corneliu Huban și doi membri, Constantin Bute și Ioan Bizău. Se așteaptă înscrierea în cadrul acestei noi sucursale de noi membri rezerviști, polițiști, pompieri, jandarmi sau personal civil care au lucrat în sistemul militar.